UPL vă recomandă Argos, inhibitor de încolțire a cartofilor pe durata depozitării. Am revenit în direct aici la Agricultura la Raport împreună cu domnii Gheorghe Vlad, președinte OIPA Protcom, Victor Lăcătuș, profesor doctor și Mihai Cheznoiu, legumicultor. Le spuneam celor de acasă că așteptăm pe mai departe opiniile vis-a-vis de aceste hotărâri de guvern care au fost date ieri. Domn profesor, prin prisma experienței dumneavoastră ați militat în permanență pentru creșterea suprafeței protejate. Ați spus, nu poți să faci legumicultură dacă nu crește în suprafețele protejate. Mai mult decât atât, mai devreme îmi ziceați că toți vecinii noștri au reușit să-și crească suprafețele protejate. România, practic, a dus banii aceștia în zona asta de stimulare a producătorului. Că au fost bani mai mulți, mai puțini, asta rămâne de apreciat. Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră programul ăsta în contextul zonării? Da, vreau să rețineți întrebarea și o să-mi răspundeți după ce stăm de vorbă cu domnul Breazu Claudiu din Buzău. Bună seara, domnul Breazu. Seara, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara. Bună, Claudiu. Bună seara, domn profesor. Să știți că nu vă văd, că nu merg pe posturi, dar v-am urmărit live și acum sunt după telefon și nu o să vă văd. Îmi pare rău. Ceea ce am de spus este așa, că cei 3.000 de euro, acest program Tomata, oricum este discriminatoriu și a fost de prima dată. De ce spuneți lucrul ăsta, domnul Breazu? Păi, la mine în bazin, diferența de temperatură față cu sudul este de cel puțin, să nu vreau să exagerez, 5-7 grade. Poate mulți zic ce înseamnă 5-7 grade. Dar domn profesor poate spune, și domn inginer fiind acolo, și colegul meu Mihai, ce înseamnă 5-7 grade în fiecare noapte și în fiecare zi. Înseamnă o deviere de cel puțin 2-3 săptămâni de a recolta din aceeași solar plantate, chiar dacă sunt în aceeași perioadă. Întârzierea asta va fi cu toate focurile, cu tot ce vrem noi. Cu carențe la formarea inflorescenței și da. Și multe mare. Întârzieri. Deci noi când am cerut prelungirea acestui... Claudiu, nu era corect 30 iunie? ...nu l-am cerut neștiință de cauză. Asta vorbește. Spuneți, domn profesor, îmi pare rău dacă am... Nu, vă întreba domnul Vlad dacă trebuia până pe 30 iunie prelungit pentru ciclul întâi. 30 iunie, 15 iulie, domnul Vlad, fiindcă atunci se face plantările pentru al doilea ciclu. Corect, dar eu am zis să rămână 30 iunie și nici așa nu l-au acceptat. 30 iunie era foarte ok. Da, dacă n-a ținut cont, adică eu am susținut 30 iunie cel puțin să fie, pentru că în iulie se plantează cultura a doua, cum spui tu, Claudiu, corect? Da, eu am luat măsuri și am vrut ca să îi arăt ministrului și o să vază că nu am vrut să fac nici măcar un program Tomata și nici nu pun Tomata anul ăsta din cauza asta. Fiindcă m-a revoltat foarte tare, fiindcă este ne face pe noi legumicultorii să facem alte lucruri mult mai scumpe, lucruri poate unele curate, alți colegi necurate, nu vreau să spun și nu vreau să intru în polemică cu nimeni. Dar știm toți ce se întâmplă pe piață. Cei care suntem corecți și care muncim și care ne ia trudă de multe ori, rămânem cei din urmă. Ceea ce nu mi se pare normal. Cine nu vrea să facă compromisuri, va face ca mine, nu va pune Tomata. Dar oamenii sunt împinși de prea multă sărăcie, prea mult, cum să spun eu, prea un an care a fost acum un an foarte, foarte prost, cu foarte multe pierderi și vor face și compromisuri oamenii din cauza asta. Ceea ce nu este corect, că noi am adus la cunoștință domnului ministru că lucrurile astea se vor întâmpla. Bun, dar restul ajutoarelor ți se pare în regulă pentru usturoi, pentru ce mai, pentru capia și așa mai departe? Nu mi se pare în regulă că a scos vânăta. N-am înțeles de ce a scos vânăta, fiindcă trebuia lăsată și vânăta și tot. Nu înțeleg de ce legumele nu au fost puse exact cum erau. Nu spun că a fost un chei. Bun, avem deficit foarte mare de tomată. Nu cumva prin deficitul ăsta care tot îl strigă
sunt importurile acoperite? S-a gândit cineva dincolo la contrariu? Mihai este acolo, eu nu știu de ce nu spunem lucrul nostru pe nume, că noi am discutat lucrurile astea, discutăm între noi. Nu le-am discutat cu domnul Vlad, dar trebuie prin telefon o spun eu, că știm bine ce se întâmplă, programul Tomata spală importuri, dar o să fie multe facturi cumpărate de producători pentru a dovedi practic valorificarea producției, facturi ce acoperă practic importurile cu dovezi de producție românească și astfel vor avea de câștigat tot mari intermediari sau tot mari importatori. Ca să spunem, să spunem lucrurilor pe nume. Bun, asta e o acuzație destul de gravă. E una noastră. Spuneți că asta practic... Asta se întâmplă, domnul Ghinea, că altfel noi ieșeam în vară cu telefonul în mână în marketuri. Noi știm asta de mult timp. Asta se întâmplă. Facturile care hai sunt necesare... Hai să spun eu un alt adevăr. Spun un alt adevăr. Dați-i voie, domnul Vlad, să termine. Nu mai întrerupeți tot timpul. Vă rog. Dar facturile astea, ca să termin, m-am și aprins puțin pe colegului Claudiu. Facturile astea nu fac decât să acopere, sau multe dintre ele fac să acopere importurile și vor avea de... Aceste facturi sunt dincolo de... De lucrurile astea sunt și plătite de producători din bani încasați pentru programul Tomata. Practic, voi spuneți că vin tomate din afara României cu etichetă produs în România. Da, cu etichetă, da, și sunt acoperite de aceste facturi pentru utile programului Tomata. Mihai a ieșit live atunci, a ieșit pe toate posturile, am fost o întreagă. Noi nu putem să fim și producători și polițai și control fitosanitar. Noi nu putem. Noi trebuie să înțeleagă acest stat că trebuie să ne protejeze. Noi doar vrem să hrănim acest popor, să muncim și să câștigăm. Nu vrem să facem altceva, o muncă decentă. Aia am spus mereu. Bun, și ca să nu mai apară astfel de situații, dați-mi voie să vă întreb și valabil pentru toți de aici. Să nu se mai cumpere facturi, cum spuneți voi, pentru tomatele luate din afara României. Ce ar trebui să se facă? Cum spuneți că ar trebui să fie și programul ăsta funcțional, să fie și marfă românească? Simplu, controlul vamal, domnul Ghinea. Sigur? Controlul vamal trebuie autoritate vamală. Nu controlul, măi, Mihaela. Taxele vamale să fie duble decât prețul la marfa care intră atunci la sezon. Și după aia monetarizarea produsului respectiv în toată țara, pentru că el intră în vamă cu preț normal și în țară să vinde sub preț. Da, dar în perioada desfășurării programului trebuie un control vamal deosebit de riguros. Corect. Așa este. Vă rog, domnul profesor. Și al doilea rând, dacă prelungește termenul programului Tomata, nimeni nu mai este împins să facă nereguli, să cumpere ceva și să ia ceva ce nu-i aparține. Fiindcă atunci toată lumea se acoperă. Toată lumea scoate producția cerută. Reală. 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 Dar 5700 de kg, domn profesor, este acolo. Făcând calculul la 1000 de metri, înseamnă nu ai cum să o faci într-o perioadă atât de scurtă. Noi cultivăm tomate. Domnul ministru, nu știu dacă cultivă tomate. I-aș cere să vină, fiindcă facem performanță. Nu că sunt eu cine știe cine, dar Mihai poate să confirme. Ați văzut destul de clar, da, care a mai fost la mine prin fermă ce fac. Niciodată nu poți să ajungi într-un timp atât de scurt la cantitatea aia de 5700 de kg, la 3 tone, la cât vreți. Termenul ca să pui kilogramele trebuia simplu. Cine scoate până atunci nu conta câte kilograme. Cine scoate, ăla ia bani, dacă vrei să faci să fii nu știu cine. Dacă vrei să iei și kilograme și vrei să fie, du frate termenul 30 iunie, 15 iulie, lasă ciclu să fie cum trebuie. Că atunci consumatorul va mânca o roșie corectă, nimeni nu va grăbi coacerea, nimeni nu va grăbi nebunie, nimeni nu va face fraudă, nimeni nu va face nimic. Tot omul va merge în decursul lui normal. Este simplu. Vi se pare rezonabil 15 iulie? Nu e un termen, poate... 15 cât? Iulie, zicea domnul Bred. Iulie? Da. Nu cred că, Claudiu, deja iulie, să ne gândim că încep recoltările de tomate timpurii din câmp. Păi, tocmai pe 15 iulie încep recoltările tomatele, domn profesor, tocmai și de-aia am zis 15 iulie.
atunci se termină toate tomatele de la solar. Știm destul de bine și începe ciclul din câmp și plantarea ciclului 30 iunie, 15 iulie, să plantează tomatele pentru ciclul 2 de toamnă. Da. O să condiționeze o performanță ce trebuie să depindă de o cantitate mai ridicată. Domnul Ovidiu, da. Claudiu a menționat și domnul Chesnoiu, să știți că s-au făcut aceste, s-au tras aceste semnale către domnul ministru, pare să că n-au avut efect, și anume că se va stimula în felul acesta utilizarea regulatorilor de creștere. Este vorba de stimularea florilor cu 2-4D, este vorba de aplicarea etrelului pentru, ca să spunem exact despre ce e vorba, pentru coacere. Vă mulțumesc frumos, domn profesor. N-ai de ce, Claudiu. N-ai de ce. Iar cred că am mai spus aici în emisiunea dumneavoastră, noi am efectuat chiar un exercițiu, o experiență. Am luat legătura cu exportatorul din Turcia de tomate, da. I-am transmis ce trebuie să fie scris pe etichetă, da? Produs România, ăla, cod, tot ce trebuie, și deci asta a fost, s-a transmis tipul de etichetă la ora 10, la ora 11 am primit din partea turcului modelul de etichetă, dacă suntem de acord, am zis da, și de-a doua zi a început să intre tirurile. Ce faceți? Asta e denunț, autodenunț și nu înțeleg. Nu e autodenunț, eu vă spun cum... Ați făcut așa ceva? Cine? Păi a zis, noi am făcut. Mă rog, am vrut să spun de Samsari. Ah, păi nu, dar să nu înțeleagă că noi nu ne ocupăm ceva cu importul, vorba lui Claudiu. Vorba lui Claudiu, noi suntem producători, Claudiu. Noi suntem direct producători. Domnul profesor, îi mulțumim frumos că ne este alături și nici nu vreau să mai spun mai multe. Îi mulțumim și de-aia am spus să rămână. N-am cum să nu fiu alături de voi. Am fost în Piața Victoriei. Deci ne-a cam explicat, domn profesor, cam cum să face cu importurile astea, nu? Dar Mihai... Da, domnul Ghinea. Domnul Mihai Chesnoiu a spus de două ori. Controlul vamal, controlul... Eu m-am întrebat cum vine tirul ăla cu marfa, cu etichetă deja pe ambalaj, pus produs România, bla, 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 bla. Probabil că în față are eticheta turcească și în spate camionul e plin, tirul e plin cu marfa tot turcească, dar etichetată românește. Eticheta de România. Cum deci e, Mihai? Control... Știi mai bine să ne explici? Se etichetează în depozite, da, se etichetează în depozite. Eticheta tranzitează vamal, corespunde mărfii de unde provine, se reetichetează în depozite. Dar ca să știm exact cum tranzitează tirurile, bănesc că emisiunea e ascultată și probabil s-a ascultată și de autorități, tranzitează din spațiu non-UE sau necomunitar, sau extracomunitar, în spațiu extracomunitar, în special Republica Moldova, via România. Numai că tirurile nu ajung la destinație, nu-și respectă spediția, se opresc în depozit România. Asta nu e o chestie de actualitate, acum nouă. Toată lumea o știe. Probabil că pentru telespectatorii emisiunii e o noutate. Dar așa se tranzitează de ani de zile. Și astfel, la intrarea în spațiu comunitar, în special la vama Bulgariei, să zic, vama externă a spațiului comunitar, nu se sigilează camioanele, că nu sunt cu descărcare în spațiu european. Am înțeles. Bun, 10 secunde de publicitate. Mă lăsați să completez și eu? O să vă las, domnul Breazu, da. Mă lăsați să iau și eu 10 secunde de publicitate? Cât vreți dumneavoastră. Nu, cât vreau. Cât se poate, cât trebuie. Mulțumesc. Cât e nevoie. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Bun, am revenit. Vă rog, domnul Breazu. Descarcă în depozit, dar tirul, să știți, mulți nu iau o concluzie. Tirul trece vama ca să facă deschidere și închidere, dar trece gol dincolo. S-au încărcat cu altă marfă din România, pitit CMR-ul. Deci, să știți... Văd că te-ai specializat, Claudul.
Păi ce să facem, domnul Vlad? Eu spun altceva. Hai să nu mai fim polițai. Mihai, te rog frumos, două minute. Facem altceva. Hai să lăsăm orgolile la o parte. Suntem din multe bazine. Din foarte multe bazine. Puterea care puteți să o aveți, domnul Vlad, n-ați avut-o niciodată și nici nu veți avea vreodată, care acum am ajuns în impas, să ne unim toți la un loc. Și asta spun și către domnul Florin, și către domnul Păunel, și către toată lumea. Hai să punem securea jos, hai să ne unim și hai să fim o forță. Fiindcă am ajuns să ai nimănui și de 30 de ani face ce vrea cu noi când suntem dezbinați. V-am invitat cu mare drag, mai ales că astăzi statutar pot să vă stau la dispoziție. Băi, lasă-l să termine. Eu atâta am de spus, atâta am spus. Hai să facem o IPA interprofesională, să fie... Nu apărat interesul ăla, că e mai mare, nu interesul ăla. Cred că orice producător poate să vină cu 50 de lei și o IPA să funcționeze cum trebuie. Eu sunt de acord să viu cu 50 de lei, cu 100 de lei pe an de fiecare producător și o IPA va funcționa cum trebuie. Dar lăsate orgolile și interesele deoparte. Bun, domnul Breazu. Haideți să vă citesc și eu un mesaj din partea domnului George Florea. Mesajul e mai devreme, nu e scris acum. Am și o întrebare pentru domnul care a sunat și a zis că este diferență de temperatură între sud și el. Are răsadul deja gata de plantare? E o întrebare. Eu am un prieten în Târgu Mureș și vine la piață, vindem într-o piață comună. Deci le coace odată cu mine. Se poate, nu e vorba de temperatură. Domnul Florea George e legumicultor, asta vă pot spune eu. Eu n-am spus, eu ce am spus și eu mai devreme, se poate, am spus că nu se poate, am spus că costurile sunt altele, sunt mult mai multe lucruri. Deci eu n-am spus că nu se poate, dar se poate cu o contribuție foarte mare și de multe ori nu cu ceea ce trebuie. Și am încheiat că nu vreau să spun eu, fiindcă reprezint un bazin unde mi-aș pune pe toți ai mei în cap și toată țara. Dar a spus domn profesor mai devreme lucruri care mie, eu nu prea le agrez, fiindcă să vă spun dumneavoastră, domnul Ovidiu, a fost în fermă la mine, da. Și nu știu dacă roșiile mele sunt cu bondari, roșiile mele sunt cu combatere biologică, am prădători peste tot, iar lucrurile astea ar trebui să nu mai ieșim în spațiu public, cum au fost oameni publici care zilele trecute au fost și în fermă la mine și ne-au atacat că alea sunt mere nu știu de care, alea sunt nu știu cum. Hai să fim și noi corecți. Să nu aibă oamenii de ce spune despre noi că nu suntem corecți. În regulă. Haideți să mai citesc mesaje de la domnul Florea, că a mai scris între timp câteva. Menționez că sunt din sud. La prietenul meu este acea diferență de temperatură, 7-8 grade. El coace tomatele odată cu mine, face căldură, deci se poate. Pentru domnul profesor Lăcătuș, mă scuzați, dar dacă vă interesați mai bine, nu mai există etrel. Tot domnul Florea zice așa, programul Tomata este foarte corect. Nu mai dați vina pe temperatură. Eu vă pot dovedi că Ardealul face tomate odată cu noi. Deci se poate. Sunt și astfel de mesaje pe care îmi fac datoria să le citesc, indiferent că sunt... Eu vreau să-i răspund colegului meu. Contra. Vă rog. Aici este programul Tomata, nu programul Foc. Când am vrut să facă programul roșii la foc, erau alți bani și alte lucruri. Ca să faci roșii la foc este una. Deci el oricum își ia preț peste oamenii care vor scoate un pic mai târziu. Fiindcă el va vinde cu 2 lei, 3, cu 20 de lei, 30 de lei kilogramul de roșii, chiar dacă bagă la foc. Iar colegii mei, că eu anul ăsta mă exclu că v-am spus că n-am o roșie pusă, colegii mei vor vinde cu 3 lei, 5 lei maxim. Omul nu poate să mănânce. Dacă am scoate toți cu 30 de lei, ar mai s-ar vinde cu 30 de lei, vă spun eu că nu ar fi cu 5 lei și atunci nu ar acoperi focurile. Colegul meu nu înțelege lucrul ăsta. Aștia 3.000 de euro sunt pentru tomată, să o pui un pic mai devreme. Nu este să bagi focul, că nu este bani de foc. 3.000 de euro înseamnă nimic. Eu pe două tiruri de... Acum am dat aproape un miliard în două tiruri de foc. El știe lucrul ăsta dacă bagă focul. Despre ce spune el este o aberație foarte mare. Un miliard împărțit la 5 și 20.000 de euro. Ce înseamnă 3.000 de euro? Înseamnă nimic. Ei, vedeți ce v-am spus și eu. Da.
Bun, ca să concluzionăm pe programul ăsta, după pauză vreau să mai schimbăm subiectul, o să-l sunăm și pe domnul Costel Vânătoru de la Buzău, de acolo, de la stațiunea de cercetare, să vedem ce se mai întâmplă și cu banca de gene. O concluzie, domn profesor. O concluzie, eu... Pe programul Tomata și pe programele astea de stimulare. Având în vedere vârsta mea, rămân conservator la părerea care mi-am expus-o acum câțiva ani, o susțin și astăzi. N-ar fi existat niciun fel de discuție de acest gen dacă programul era pentru susținerea creșterii suprafețelor de culturi protejate în România. Și despre asta era vorba, asta aveam nevoie. Cu programul Tomata, eu știu, chiar și minimul ăsta care îl primesc, asta este o sumă derizorie, după părerea mea, ca să produci tomate extra timpurii, te costă foarte mult, astăzi te costă dublu decât ne-a costat anul trecut, așa, și nu-i găsesc rostul. Domnul Vlad, concluzie pe programul Tomata, că după pauză v-am spus, vreau să mai vorbim și... Vom avea un import mai mare ca anul trecut, cu certitudine, iar cifra de 3.000 de euro nu o iau în considerație datorită faptului că nu s-au respectat perioadele alea de recoltare, cantitățile excluse. Mihai? Hai că vreau să finalizăm pe subiectul ăsta, da? Zi. Subvenții pe suprafață, gen sprijin cuplat, care să stimuleze performanța, să stimuleze productivitatea, să asigure un preț mic, că asta să asigure un preț mic la raft, asta înseamnă un consum ieftin, pentru că subvențiile sunt formate din buzunarul consumatorului și el trebuie să simtă un beneficiu al costului. Bravo. Costul subvenției, bineînțeles. Da, și numai așa să ai beneficii. Sprijin suprafață, stimulezi evoluție, stimulezi performanță, lupți cu importurile prin ceea ce produci, asiguri consum românesc pe raft. Bun, uitați, domnul Florea zice așa, același George Florea, vă înțeleg, dar nu vă obligă nimeni să plantați extra timpuriu. Domnul Breazu, o concluzie. Mai sunteți? Datorul are ceva cu... Nu mai vreau să spun, nu vreau să intru... Nu, haideți să trageți o concluzie, că trebuie să iau publicitate, că nu facem aici dispute personale, da? Ziceți. Orice ban binevenit, orice ban dat este binevenit, dar vreau să completez pe Mihai. Pe suprafață era cel mai bine. Dacă vrea să ne dezvoltăm și să avem o mâncare mai ieftină, cei care au, nu poate să o țină cel cu 5 ari, cu 10 ari, niciodată. Ceea care este peste 3.000 de metri va fi dezavantajat. Să rămână minimisul pentru cei puși sub 3.000 de metri și pentru cei peste 3.000 de metri să vină pe suprafață cu o plată mult mai mare și atunci va fi echilibru și nu va veni nimeni să facă niciun comentariu. Bine, mulțumesc pentru prezență, domnul Breazu. Luăm, eu vă mulțumesc, pe seară bună și emisiune frumoasă în continuare. Mulțumim. Și numai bine. Cu bine. Publicitate, ne întoarcem după câteva minute.